În acest episod vă voi prezenta un scurt istoric despre producerea motoarelor navale de către români. Motoarele navale produse în România se fabricau sub diferite licențe: Sulzer, Alco și Mann B&W. În 1977 se fabrică primul motor diesel pentru propulsie navală. În principal, motoarele fabricate sub licența Sulzer erau motoare auxiliare pentru diferite tipuri de nave. Motoarele produse sub licența Alco erau utilizate pentru propulsia navelor fluviale folosite pentru transportul pe ape interioare navigabile, cât și ca motoare auxiliare pentru nave maritime. Sub licența Mann B&W au fost produse motoare de mari dimensiuni pentru propulsie navală, care echipau nave de până la 150.000 de tone de lei, având între 6.150 și 29.970 de cai putere. Motorul de 29.970 de cai putere fiind cel mai mare motor produs în România, acesta fiind în principal montat pe tancuri petroliere și nave pentru transport minerar. Toate acestea au fost produse și asamblate la Reșița, având o producție de aproximativ 300 de motoare de diferite tipuri și dimensiuni. O zi bună vă doresc!